Salutare și bine ai venit sau revenit pe acest canal. Astăzi avem cumpărături de la Lidl. Azi este 12 mai 2022. Am de la Lidl și de la un aprozar, dar o să încep cu înghețata, pentru că am aici un client care așteaptă și va trebui să le punem și la congelator. Am luat o cutie de înghețată cu nuci, vanilie cu nuci, de 1000 de mililitri. Asta o avem, v-am mai zis eu, cam tot timpul în casă. Și au început să introducă diferite variante de înghețată la Lidl, că până acum erau doar câteva. Și am luat-o pe aceasta cu caramel, la cornet. Mie îmi place caramelul sărat, dar cred că este bună. Am luat una din aceasta, aceasta era și până acum, cu ciocolată tot la cornet. Ce mai avem? Mai avem ciocolată albă, vanilie cu ciocolată albă și cu migdale. O să aveți și prețul pe ecran. Și asta este cu caramel și are dublu caramel. Da, uite, asta o să o desfac, cred că, să văd cum este. Și aici două înghețate sandwich. Asta este înghețata noastră sandwich preferată. Da, și are două, adică două arome, cacao și vanilie. Poftim. Le bag în congelator și revin. Am revenit. Avem acest lapte pentru cafea. Sunt 10 cutiuțe cu 10% grăsime. Era peste. Am luat tafine proaspete. Eu am la congelator o găletușă, dar mai este cam jumate și am văzut că lui Iris îi place. Chiar i-a zis-mi dat brânză cu afine și i-a plăcut. Și avem să luăm și crude așa, proaspete. Și o să fac și în iaurt. Asta de la un aprozar, a luat Lucian, în castraveți, cu 6 de kilogramul. Nu de unde luam eu de obicei. Sunt cam... Nu cred că este același soi sau nu știu. Oricum nu cred că este același furnizor. Așa, și astea roșii, 20 de lei kilogramul. Așa arată, să vedem cum sunt. Bun, asta de la aprozar. De la Lidl am mai luat o legătură cu ridic. Arată mai bine pe cameră decât în realitate. Am luat aici ceapă albă pentru că nu mai aveam, 2 kg. E destul de multă pentru mine, dar m-am gândit că dacă e atâta, pentru că nu aveam din ce să aleg la vrac, să zic, și era și foarte mare, prefer mică pentru că pun, dacă am nevoie, pun câte două. Și o să fac o tocană de ceapă, că n-am mai făcut de mult. Aici am o pâine din aceea cu cartofi feliată cu mărimea 10. Am luat și niște tortilia. Am căutat, n-am găsit, dar nici n-am întrebat pe cineva. Lipile acelea libaneze, nu le mai găsesc, nu știu dacă le mai au sau nu. Și am luat din acestea 6, ca să ne facem diferite sandvișuri. Aici avem. Am luat 2 pere. De obicei pere iau de la 2 pași sau de la aprozarul la care mă duc eu. Și nu sunt din acestea, dar hai să le încercăm pe acestea. Am luat decât 2, pentru că nu știu când ajung în zona aceea. Un ardei pentru salate și dimineața de mâncat proaspăt. Struguri roze. Aceștia îmi plac mie foarte mult. Scumbicei, 16 kg sau 15 lei, nu mai știu exact. Dar îmi plac destul de mult. 4 banane. Mănâncă și Iris, mâncăm și noi. Aici o cremă de brânză pentru sandwich-urile de dimineață și pentru pachetul Rebecca-i. Are 200 de grame din acestea clasic. Am găsit telemea de vacă, din lapte de vacă. Asta este preferata mea de la Lidl. Și chiar dacă am, acum am desfăcută, o iau pentru că este în vid și ține. Adică pot să o desfac și peste o săptămână. Așa, muș țigănesc. Asta era cu aplicația Lidl Plus, a doua folie la 50% reducere. Are 100 de grame, tot așa pentru sandvișuri. 100 de grame. De la cămara noastră mai luasem și cârnăciori de iapuz Rebecca înapoi. Ca zic că nu vrea să mai mănânce, s-a săturat momentan de ei. Ardei iute pentru că noi mâncăm iute. Aici am luat niște cartofi. Am mai pierdut din ei pe drum. Mi-au căzut la casa de marcat după ce i-am cântărit. Și, dar am uitat să iau de iadune pe jos. Deci nu știu, dar oricum nu mi-au căzut mulți, 2-3, pentru că
am zis să nu mai mâncăm atât de mulți cartofi, să mai mâncăm și alte legume. Am luat un humus, 250 de grame, să mâncăm de dimineață sau să-mi pun pe acele tortilia, să-mi fac sandwich-uri, să ne facem sandwich-uri. Salată de icre, 2 cutii, 100 de grame de la cămara noastră. Este prima dată când iau aceste legume cu unt. De fapt, Rebecca le-a luat, a citit pe ele și acum zice că ea nu o să mănânce conopida din ele. Am zis că o să mănânci ca să vezi cum este. Sunt chiar curioasă să văd cum sunt. De obicei le luam pe cele mexicane și adăugam eu untul. Un pahar de smântână, 400 de grame, smântână 20% grăsime. În caz că fac, vreau să iau, să fac ficăței cu smântână, dar nu am găsit ficăței. Să vă poate mă duc la Profi să găsesc. Iaurt cremos, în stil grecesc, 400 de grame, 10% grăsime. Am luat două, că acum că a venit așa primăvara, căldura de fapt, vreau să fac smoothie-uri din iaurt și cu fructe congelate și cu miere. Am luat și acest iaurt de băut, ăsta este preferatul meu de la Lidl, 2% grăsime, 400 de grame, merge așa acum ca și gustare sau ca și masă chiar. Un litru de lapte de 3,5% grăsime, că nu mai aveam deloc, 10 ouă ecologice, nu neapărat le-am luat că sunt ecologice, cred că este săptămâna bio la Lidl și erau la reducere, erau la 10 lei și ceva. Șansa e să iau, deși mai aveam câteva în frigider, dar mai mâncăm prăjite sau mai fac omletă. Mușchi Azuga, văd că este făcut de Scandia Sibiu, 31-32 de lei kilogramul. L-am luat așa, e destul de moale el, dar sper să fie bun. Aici am luat niște spinări de pui, vreau să fac o supă. Nu știu dacă fac supă de găluște sau cu tăiței. Rebecca zice că vrea ceva cu tăiței, dar să fac eu tăiței. Să vedem, astea le-am luat mai mult așa, să dea gust. Hai să mai mâncăm așa foarte multe carne. Bun, cam astea sunt cumpărăturile de azi de la Lidl. Am luat niște șervețele, rolele de șervețele pe care le-am în mod obișnuit. Și o rezervă de săpun, dar n-am mai pus-o aici. Bun, spor la cumpărături și vouă și v-am pupat. Pa, pa! Așa arată ciocolata asta. Ia să vedem și cum e. Da, e bună. Are multă ciocolată. O ciocolată cu lapte. Sunt unele care au ciocolată neagră.